a omorât 5 oameni și a rănit o femeie, însă el a scăpat cu viață. Este soarta tânărului care în această dimineață a distrus viața a 5 oameni ce așteptau autobuzul ca să-i ducă la serviciu. Martorii care s-au aflat la câțiva metri distanță de locul accidentului îi mulțumesc lui Dumnezeu că au scăpat cu viață, printre aceștia și angajații de la Salubritate. Eram cu lopata, vedeam la lopată, da? Și nu știu, odată am auzit bubuituri și... Ce s-a întâmplat, cum, ce fel, porn, da, chiar în față, da. Ați văzut, da, că vine mașina spre, da, dumneavoastră? Da, da. Și v-ați ferit la milimetru? M-am ferit, da. Eram la milimetru de bordură și când am văzut că atunci ca un tren și apă lângă mine, a rămas strâns de piatră. N-ați avut reacție, ați rămas acolo? Am rămas pe culoc așa, a rămas strâns de piatră și n-am mai zis nimic, mi s-a rupt filmul de asta. Șocat? Șocat, pur și simplu am șocat. Mă speriat așa eram. Și când am văzut că s-a dus ca un avion așa în sus, acum de jos, lasă-mi colo spre stați, nu știu nimic. Când a lăsat roaba jos, am auzit odată un vâjeit de roți, n-am apucat, eu eram drept stâlp, n-am apucat să mă mai mișc. Am vrut să-l prind pe el, că mi-era frică că intră în el, n-am mai apucat. Am auzit odată bum și când m-am întors, mașina zbura peste altă mașină și a căzut pe patru roți. Din toată această grozăvie, șoferul a scăpat cu viață și a ajuns la spital unde primește îngrijiri medicale. Tot la spital a ajuns și o altă victimă a accidentului, o femeie care a fost rănită la picior. Șoferul în vârstă de 27 de ani prezintă o contuzie de bazin și de coapsă stângă cu fractură de femur stâng și fractură de col femural stâng. Iar cealaltă victimă, o femeie de 47 de ani, a prezentat un hematom al treimii medii a gambei stângi și a fost transferată la ortopedie. Toată lumea se întreabă acum dacă tânărul a suferit în momentul producerii accidentului o criză de epilepsie, cunoscut fiind faptul că bărbatul a mai fost internat în spital din cauza unor astfel de probleme. Acum este evaluat din punct de vedere neurologic, au fost chemați și medici neurochirurgi, se caută în arhive și alte prezentări ale acestui domn, vom vedea. Denotat că în cursul anului trecut, șoferul s-a prezentat la unitatea de primire urgențe a spitalului nostru cu crize comițiale. Șoferul vinovat de tragedie era angajat ca agent de pază la o firmă din Brăila. Șeful acestuia spune că nu știe ca tânărul să fie avut probleme de sănătate. Când era angajatul dumneavoastră? Din august. Și avea probleme de sănătate? Știați că are probleme de sănătate? Nu. Dacă știam că avea sau doctorul, dacă descoperea, nu era angajat. Anchetatorii trebuie să stabilească dacă medicul de familie al șoferului a anunțat sau nu poliția că bărbatul e bolnav de epilepsie. În unele cazuri medicale de acest tip, conducătorul auto poate deveni un pericol public dacă face o criză la volan.